Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori! Aveam un mesaj acolo care spunea că această emisiune este adresată și persoanelor cu deficiențe de auz. N-a mai apărut cartonul decât foarte puțin, vă spun eu asta. Ne aflăm la emisiunea Ordinea de zi, mă numesc Aura Stoienescu și suntem la o emisiune de dezbatere electorală. Invitații mei din această seară sunt domnul Ion Stamatoiu, candidat PSD la primăria Scoarța. Bună seara, bine ați venit! Sărmâna, bine v-am găsit! Doamna Violeta Bâșnea, candidat PRU la primăria Bumbejiu. Bună seara, bine v-am găsit. La funcția de primar, da? La funcția de primar. Și domnul Stamatoiu la fel. Și domnul Constantin Buleteanu, candidat UNEPR la funcția de consilier la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Bună seara, sărămânile, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Iată că trei partide pot sta la aceeași masă fără probleme la ENSA TV. Dragi telespectatori, așa cum ați văzut încă de ieri, avem și cronometru mai nou, așa că nu vreau să mănânc din timpul invitațiilor mei, pentru că au fiecare câte 16 minute, împărțite în calupuri de câte 4 minute, și am să îi întreb, iar dânșii o să-mi răspundă pe timpul alocat pentru prima serie, ce propun dumnealor să facă, ce doresc să facă pentru localitățile pe care vor să le conducă sau chiar și domnul Buleteanu, pentru că, până la urmă, Consiliul Local este legislativ într-o localitate. Fără doar spune. Deci, să începem cu domnul Ion Stamatoiu, candidatul PSD la primăria Scoarța. Haideți să vedem cronometru, îi dăm drumul. Star cronometru, poftiți, domnule Stamatoiu. Să română, am salut și eu colegii din platou, aș vrea să le zic și eu Hristos a înviat, că suntem pe Sfintele Sărbători de Paști, dumnealor și cetățenilor mei de la Scoarța, că sunt ai noștri și sunt credincioși, suntem cu toții credincioși. Sigur, mi-am depus candidatura la primăria Scoarța, având în spate ani de experiență în administrația publică locală. Eu am venit din 2012 ca viceprimar la Scoarța, venind de la primăria Târgu Jiu, ne-am întâlnit funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență. Deci am o experiență de peste 11 ani în administrația publică și venind în colectivul de la Scoarța, am căutat să mă integrez rapid în problemele localității, probleme care le-am văzut în teren, sunt în programul de campanie, sunt venite de la cetățeni, având în vedere că această comună, fiind una dintre cele mai mari comune din județul Gorj, are și probleme, ca și la fiecare localitate. Și nici buget prea mare nu are. Bugetul, ca la fiecare municipiile, chiar orașele și localitățile, sunt așa cum sunt. Noi nu avem putere economică, cum la Scoarța, cu toate că este foarte, foarte mare, putere economică nu avem. Oamenii sunt mai mult cu agricultura, câteva societăți comerciale, baruri, magazine, o firmă pe care am înființat-o noi cu 8 salariați. Poți să lăsați pixul jos, că se aude zgomotul. Sigur, venind din administrația publică locală de la primăria Târgu Jiu, am venit la primăria Scoarța. În 2012, după câte în 2012 am venit, am fost ales viceprimar, așa cum spuneam, cu experiența mea, și am căutat și voi căuta în perioada următoare, având în vedere că sunt candidat pentru funcția de primar și nu mi-am depus candidatura doar să fiu candidat, vreau să fiu și câștigător. Și am încercat împreună cu colegii de la primăria Scoarța respectul față de cetățean. Este mare lucru, nu numai la țară, unde oamenii sunt așa cum sunt mai sfioși, să ai respect deosebit pentru bătrânii comunei Scoarța, chiar pentru tinerii din Scoarța, lucru care a fost remarcat de toți cetățenii cu care am intrat în discuție. Chiar îmi poartă respect și oricine poate să întrebe la primăria Scoarța preocupările mele față de problemele lor. În toată perioada m-am implicat în proiecte, fiind și consilier local și viceprimar, proiectele care au fost în derulare. Am în vedere că în perioada următoare să finalizez proiectele de asfaltare a localității. Avem două proiecte de asfaltare, 9,03 km și 6,56 km, pentru că avem finanțare, s-a început deja asfaltarea pe 903 km. Bine, domnul primar care este în exercițiu a început o asfaltare de campanie. În ultima ședință de Consiliu și chiar și penultima, am solicitat domnului primar să nu facem asfaltare de campanie, să facem asfalt care să dureze ani de zile. Asfaltul rămâne, noi trecem, suntem trecători pe funcții, asfaltul trebuie să rămână pentru
localitatea Scoarța pentru cetățenii noștri din Scoarța. Mai aveți 50 de secunde. De asemenea, avem în vedere forarea unui puțuri de apă pentru alimentarea sistemului de apă. Avem nevoie de extinderea iluminatului public. Avem zone unde încă nu există iluminatul public și am luat o măsură în Consiliul Local. De fapt, am solicitat de foarte mult timp. Suntem în prezent în derularea acestui proiect la nivelul Consiliului Local. Spre rușinea noastră, a noastră administrație publice n-a reușit pe drumul național care leagă municipiul Târgu Jiu de restul județului Vâlcea încolo să reabilităm fântânile pe acest traseu. În programul meu, sigur, am cerut de foarte multe ori, n-am realizat acest lucru. Una din problemele deosebite care ni le pun cetățenii în față, reabilitați fântânile, trecem călători pe drum acest drum național, o cană de apă rece este binevenită. Stop cronometrul la dumneavoastră. Continuăm cu doamna Violeta Bujnea. Vă pregătiți pentru următoarea serie. Candidat PR-ul la primăria Bumbeșiu, la funcția de primar. Da, bună seara, dragi telespectatori. Într-adevăr, numele meu este Violeta Bujnea, am 33 de ani. De profesie sunt expert fonduri europene. Consider că este un avantaj pentru că 10 ani de zile mi-am petrecut cariera profesională în acest domeniu și cred că este un punct forte. Programul meu se va baza, în primul rând, pe investiții și accesare fonduri UE, pentru că am ajuns la concluzia că dacă ne dorim să fim o comunitate dezvoltată și o localitate dezvoltată, avem nevoie de două lucruri. Avem nevoie de investiții și avem nevoie de oameni bine pregătiți. Așa că mi-am structurat programul pe obiective clar definite. O să încerc să le împar cumva în patru puncte, astfel încât să aloc la fiecare punct câte 4 minute și o să începem prima dată cu accesare fonduri europene, pentru că sunt baza și reprezintă parte din obiectivele mele. În primul și în primul rând îmi doresc pe partea de accesare fonduri europene să înființăm la Bumbejiu un birou dedicat atât apeleului cât și locuitorilor din Bumbejiu, în cadrul căruia să scriem proiecte pentru toți locuitorii de la Bumbejiu care au niște bănuți, pentru că foarte mulți sunt plecați în afară și vin cu niște bani din afară, să scriem niște proiectele, astfel încât ei să rămână aici în România, să investească și să scoată profit din asta. Nu am mari speranțe că o să mai avem vreodată industria care am avut-o pe timpul comunismului, așa că o să merg pe modelul european, acolo unde mici întreprinzători fac legea economică. Și știu că se poate și la noi, am exemplu altor localități care au reușit și știu că putem și noi. Iar acesta este modul prin care eu consider că pot să ajut oamenii din comunitatea mea. Să le scriu niște proiecte gratuite, astfel încât să nu mai dea 10% către firmele de consultanță și să le facem gratuit, astfel încât banii respectiv să-i investească în partea de infrastructură. Primăria să facă asta? Să asigure primăria, un birou da, primăria, da, primăria are un birou cu experți fonduri europene, care sunt doar în cadrul apeleului, probabil fac proiecte către primărie. Eu îmi doresc să facem un birou mai mare, astfel încât oamenii să vină și să poată să scrie proiecte în cadrul nostru. Sunt proiecte pentru femeia manager, sunt pentru tinerii fermieri, sunt pentru tinerii întreprinzători, pentru că sunt programe care sunt atât pentru mediul rural și urban, sunt programe naționale care sunt pentru tineri, pentru femei și merg în ambele medii, sunt care merg doar pe partea de agricultură și mediul rural. Dar am identificat, eu sunt vreo 8 programe care merg pentru tineri și merg și în urban și în rural. Avem axa 2-1 PIMPOR care merge pe mediul urban, pe non-agricol și sunt foarte multe, cred că sunt peste 80 de coduri CAEN care pot să fie, sunt activități care pot să fie accesate. Și plus de asta avem foarte multe activități și pe mediul agricol, pe programul dezvoltării rurale, dar el merge și în mediul urban și periurban și rural. Și atunci, acolo unde putem, suntem zona defavorizată, un tânăr până 40 de ani poate să ia un punctaj de 90%, asta înseamnă foarte mult. Chiar dacă investești, să zic, 30.000 de euro, în ultimile 3 luni ajungi ca să pui de la tine din buzunar ca și întreprinzător doar 10%, 90% ți se rambursează. Ori este un avantaj pentru cei care merg în afară și muncesc. Nu-mi doresc ca tinerii mei să rămână ever în afară și să muncească acolo. Eu îmi doresc să vin acasă și să investească aici. Dar aveți și un punct important turistic acolo și de câte ori vorbesc cu cineva din Bumbejiu, mă leg de Casul Roman. Da, ați putea face un turism de mare Da, sunt conștient. Avem acolo 3 casre romane, unul de piatră, două de pe val de pământ. Toate sunt în paragină, există pe programul operațional, chiar eu l-am inclus în obiective, există pe programul operațional pe axa 5.1 bani
până la 5 milioane de euro pentru o astfel de reabilitare și chiar l-am inclus în program. Știu că putem să ajungem brand de județ prin scoaterea la lumina celor trei castre romane. Și am făcut... terminat timpul. Și am terminat timpul, da. Vă urez să reușiți dacă veți ajunge primar. Și acum să continuăm cu Constantin, domnul Constantin Buleteanu, candidatul UNPR la funcția de consilier la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Nu sunt numai candidat pe lista de consilier local acolo, într-adevăr ocup onorabila poziția a doua, sunt și candidat pentru Consiliul Județean poziția a șase pe listă. Cu atât mai mult? Da. Și mulțumesc conducerii Organizației Județene a UNPR Gorj că au avut încredere în mine și în expertiza mea. Ce am de spus și ceea ce vreau să se înțeleagă este faptul că domnul Marius Vaicu, candidatul partidului la funcția de pentru fotolul de primar al municipiului Târgu Jiu, la creionarea programului politic, a avut în vedere inclusiv consultarea întregii echipe care ne aflăm pe lista de consilieri locali. Pentru că domnia sa vine dintr-un domeniu al strict ingineresc, are experiență și expertiză în administrație publică, fiind subprefect de Gorj și director al Parcului Industrial Bumbejiu, dar în echipa... Sperăm noi viitoarea sa echipă, atât eu cât și o colegă, doamna Popescu Maria, suntem încă consilieri ai partidului, e adevărat provenind de la un alt partid, ne-am unificat prin absorție cu UNPR-ul, suntem consilieri locali la Târgu Jiu. Conștienți de importanța că municipiul trebuie să se dezvolte și trebuie să continue pe un trend ascendent, pe lângă cele poate cel mai categoric și cel mai mult râmnit punct care va fi abordat cu siguranță de toți candidații la funcția de fotoliu primar al municipiului Târgu Jiu, noi credem că ne-am axat programul pe câteva paliere. 1. Brâncuș. Brâncuș este un brand național, nu mai are nevoie de nicio reclamă. Brâncuș trebuie recucerit, Brâncuș trebuie readus la adevărata valoare. Dacă s-au fost sincope în ceea ce privește includerea Târgu Jiului pe lista ansamblului Brâncuș pe lista UNESCO, UNESCO, da? Considerând că Brâncuș nu s-a limitat numai la, sau opera lui Brâncuș nu s-a limitat numai la triptihul brâncușian, sunt încă vestigii și lucruri care ar trebui puse în valoare, mă refer aici la poate pentru unii banale pietre de moară așezate de Brâncuș în curtea casei Gănescu, fostă casă Bălănescu, unde Victoria Roșianu, fostă Bălănescu, spunea că Brâncuș a locuit și a creat opera deosebită, așezând acele pietre de moară sub forma unei masa tăcerii, exact ceea ce Brâncuș a sedimentat și a așezat în centrul orașului pe care l-a 45 de grade. Brâncuș trebuie rebrânduit și Brâncuș trebuie recâștigat. A doua, intenționăm și dorim ca să menținem municipiul Târgu Jiu în prima poziție a orașelor curate din țară. Ne mândrim cu statutul municipiului de cel mai curat oraș. Premiul decernat și câștigat de Târgu Jiu, Mărul de Aur, este efortul tuturor târgujionilor și considerăm că și aici trebuie să ne implicăm. Dar pentru a avea un oraș curat, pentru a menține curățenia în oraș, eu cred că una din problemele pe care le vom aborda... 30 de secunde mai aveți. Este redarea gloriei Jiului de altădată. Și vă să-i spun în partea a doua ceea ce vreau să vorbesc despre Jiul de altădată. De acord cu dumneavoastră, oricum Târgu Jiu nu numai pentru curățenie a câștigat acest brand, ci mai ales pentru Brâncuș. Da. Acest Măr de Aur ca destinație unică de turism. Continuăm cu domnul Ion Stamatoiu, candidat PSD la primăria Scoarța pentru funcția de primar. Așa cum ascultam la colega cu accesarea fondurilor europene, am și eu în programul meu, deoarece, așa cum vă spuneam, nu dispunem de buget, comuna este așa cum este. Pentru mine va fi una din priorități accesarea de fonduri europene pentru modernizarea căminilor culturale. Avem 3 cămine la nivelul localității care, vă spun sincer, spre rușinea noastră nu funcționează niciunul. Sunt într-o paragină și dezastruoase. E păcat, avem tineri cu rezultate deosebite
pe muzică populară, muzică ușoară, avem grup folcloric. Avem, nu avem canalizare în comună, avem doar un segment, un sat, cerătul de pădurea nostru. Atât, accesorii fondurilor europene pentru canalizare este strictă și suntem într-o lume, trăim într-o perioadă modernă, trebuie să o facem. Avem o bază sportivă făcută acum câțiva ani în urmă, s-au investit mulți bani, se află într-o stare deplorabilă. Am făcut o echipă de fotbal eu, fiindcă iubesc sportul, am făcut această echipă de fotbal, baza sportivă făcută cu aproximativ 7 miliarde bani vechi, necesită neapărat modernizată, adică cel puțin un acoperiș, un gazon, să putem desfășura activități culturale. Avem sportivi de performanță, avem campioană la școli generale pe țară, a câștigat medalia de aur la București. Nu prea avem unde ne desfășurăm activitatea. Plăcând în sportul, mă voi implica foarte, foarte mult în dezvoltarea activității culturale și sportive și a învățământului la nivelul localității. Avem o clădire pe care cetățenii din Scoarța o știu de vreo 8 ani. În curtea primăriei am solicitat de nenumărate ori să mi se pună la dispoziție proiectul, valoarea lucrării, cât mai trebuie să o finalizăm. Avem colegi, am colegi de servici. Ce vreți să facem în acea construcție? Sediu, birouri, practic pentru salariații noștri. Am colegi care stau câte 4-5 într-un birou de 3x3 și nu te lasă nici norme de protecție a muncii să lucrezi în condiții. Această clădire a avut o valoare de vreo 5 miliarde, ce am aflat și eu, așa, fără să mi se pună la dispoziție. Pentru mine, această clădire urgent trebuie pusă în valoare. Este destul de spațioasă, destul de mare și poate să asigure un confort colegilor noi din primărie. La Școala Generală Budin, că noi avem 3 școli pe raza localității, avem 370 de copii, aproape 374 de copii, la Școala Generală Budin, cu 150 de copii, n-au unde să-și desfășoare activitate sportivă. Educație fizică, practic. Am demarat împreună cu inspectoratul școlar. Avem o școală veche, veche, foarte veche, care este în paragină, demolarea acestei școli și am în programul meu construirea unui sel de sport. Am purtat discuții la CNI, putem să o facem prin Compania Națională de Investiții, cu fonduri puține din partea primăriei, restul această companie... 10% trebuie să asigurați cofinanțare. 10%. 10% cofinanțare. De asemenea, la propunere cetățenilor și vă spun, este necesar o grădiniță cu program prelungit. Sunt cetățenii noștri care au servicii în alte localități, pleacă cu copiii după ei dimineața. Neapărat am discutat cu actualii consilieri și am ajuns la concluzia că la fosta școală generală cu Păcioasa se poate amenaja o grădiniță cu program prelungit, tot prin accesare de fonduri europene. Sunt cetățenii noștri, sunt copiii noștri, nu trebuie transportați duși la Târgu Jiu sau la Cărbune sau în alte zone. Ce probleme am întâmpinat și întâmpin în continuare pentru mine și pentru cetățenii să aibă încredere în mine, că să aibă încredere în mine că cei care n-au intrat în posesia terenului agricole, a forestiere, voi pune tot sufletul, fiindcă s-au plâns la mine, se plâng în continuare, că nu au fost băgați în seamă în toată această perioadă. Sunt cetățeni care nici până la ora actuală nu și-au intrat în posesie. Au păduri, cumpără lemne având păduri pe raza Comunei Scoarța. Comisia trebuie să-și facă treaba. Comisia, președintele Comisiei Funcțional fiind primarul și atunci ajungând primar trebuie să mă implic foarte, foarte mult în această activitate. Vă rog foarte mult, vi s-a terminat timpul. Și acum, continuăm. Doamna Violeta Bâșnea, candidat PRU, primăria Bumbejiu, funcția de primar. Primar, da. Am vorbit despre fondurile europene. Candidat. Sper să și ajung primar, îmi doresc din tot sufletul și simt că am potențialul necesar pentru a ajunge acolo și pentru a face ceva. Acum rămâne de la libera alegerea fiecăruia ce opțiuni are. Am vorbit de accesare fonduri europene și de birou de accesare fonduri europene destinat apeleului și beneficiarilor din Bumbejiu, locuitorilor. Voi vorbi de investiții. Aici investițiile sunt de mai multe feluri. Voi începe cu infrastructura de bază, pentru că pentru a putea face orice altceva avem nevoie de infrastructură de bază. Ce înseamnă asta? Înseamnă apă, înseamnă gaze, înseamnă canalizare, înseamnă drumuri asfaltate. Încă nu sunt toate la linie la Bumbejiu. Primul lucru care mă deranjează pe mine și nu doar pe mine este apa potabilă sau mai puțin potabilă pe care o bem și care este, dincolo de faptul că e scumpă, nu e chiar cea mai potabilă. În ideea în care, în momentul în care plouă, apa vine murdară, are exces de clor, dacă pui bicarbonat în ea sedimentează, se face strat alb, exact cum se face calciul efervescent. Și atunci trebuie umblat. Știu că au un program de reabilitare, s-au reabilitat corpurile administrative. În schimb, tot ce înseamnă bazin de acumulare, decantare, sedimentare, filtre, grătare, ălea nu au fost modernizate.
Este acolo un mâl. Cu post mediu, există post mediu, acum s-au dat noile ghiduri pentru post mediu 2014-2020. Așa, vom accesa pe această măsură, pe axa 3-2, atât pentru stația de alimentare cu apă, cât mai avem și niște niște străzi care nu au canalizare. Și pentru asta merge axa 3-2 din post mediu. Și atunci o să facem modernizarea, undeva la 20% pune primăria, restul vine pe fonduri europene și sper să reușim să facem, să modernizăm stația aceasta de tratare și epurare a apei și să bem o apă potabilă, în adevăratul sens al cuvântului, peste 4 ani de zile, inclusiv la o treaptă de osmoză m-am gândit, pentru că este ultima treaptă, ultima tehnologie care s-a descoperit acum pentru a purifica apa undeva la 99% și mai este încă o treaptă pe parte de ultraviolete care o face pură 100% și atunci nu mai trebuie să ne luăm noi știu eu ce aparate care sunt foarte scumpe și costisitoare undeva la câteva mii de euro, ci o să bem apă potabilă direct de la robinet. Trecând de partea cu stația de epurare, avem drumuri de asfaltat. Toată Pleșa este neasfaltată, am fost chiar acum câteva zile pe acolo și sunt ulițe. Sunt ulițe cu piatră, dacă nu vezi case, ai impresia că ești înrătezat. Nu așa trebuie să arate un oraș de nivel 3. Avem modernizarea drumului, deci tot ce înseamnă sat Pleșa, avem ulițele Găvădan și Mahala din Curtișoara, avem Pintetila, ulițele Potcoavă și la Arapu, avem sublazul care este neasfaltat integral, deci acolo când plouă se merge cu cizmă de cauciuc. În oraș și vreau să vă spun că este, deci de centru civic cred că sunt 500 de metri până sublaz. Ei, în centru civic putem să mergem în pantofi cu toc, în sublaz să nu ne prindă ploaia pentru că s-ar putea să rămânem cu tocurile înțepenite acolo. Și de unde luați bani pentru drumurile astea? Pentru drumuri, să știți că am încercat să identific niște surse de finanțare pentru mediul urban. Nu am găsit, așa că tot ce înseamnă parte de asfaltare se va face cu fonduri locale. Din bugetul local. Să știți că avem un buget destul de mare. Și este singurul obiectiv care se va face cu bani de la buget. Restul investițiilor am identificat surse de finanțare. Cele mai multe sunt pe post mediu, dar mai ales pe POR, care nu are decât o singură axă pentru beneficiarii privați. Restul este doar pentru APL și acolo am majoritatea obiectivelor. Trecând de partea cu asfaltările și alimentarea cu apă, avem amenajarea peisagistică a orașului. S-au făcut modernizări în ceea ce privește parcările, a rămas dezastru după. Vreau amenajare peisagistică pentru Bumbejiu, îmi doresc parcuri pentru copii că nu s-au mai reabilitat de foarte multă vreme. Și continuăm la următoarea... La următoarea intervenție, continuăm cu domnul Constantin Buleteanu, candidat la funcția de consilier la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Vorbim de redarea Târgu Jiului, redarea Jiului de altădată târgujenilor. Vreau să remarc faptul că în perioada în care Brâncușa a locuit efectiv în municipiul Târgu Jiu, s-a cazat o perioadă și în acea casă superbă, situată peste vis-a-vis de asta de Alea Scaunelor și poziția în care este amplasat triptihul Brâncușian. Acolo Brâncuș a creat cu mâinile proprii, cu ajutorul meșterilor, un privor deosebit, a cărei simplitate și viziune uimește și acum pe finii cunoscători. Brâncuș vedea din acel privor, de la etajul 1, gândiți-vă, Târgu Jiu nu era atât dezvoltat, cristalinul Jiului, un Jiu nu colmatat ca în momentul de față și un Jiu care mai mult aduce aminte despre perioada războiului. 1916. Noi ne dorim ca pentru a reda târgujenilor Jiul de altădată, Jiul să fie decolmatat, ecologizat întreaga albie a râului Jiu, activitate pe care intenționăm să o aplicăm și la nivelul râului Șușița, care era cunoscut ca o apă curată, unde picnicul era la mare cinste în perioada dinainte, precum și a lacurilor artificiale. Mergând pe această creare a unui spațiu propice de dezvoltare, curățenie și ambient, ne gândim și chiar vom ataca această problemă a găsirii soluțiilor legale pentru redarea esteticului și efectiv pentru folosința cu beneficii la bugetul public a suprafeței de 1750 de metri pătrați de luciu de apă și 570 de metri pătrați de teren, aferent unui tot unitar, dar divizat totuși, mă refer la lacul Pandurașu. Lacul Pandurașul a fost concesionat acum câteva mandate de către Consiliul Local, către terțe persoane juridice,
S-a făcut ceva acolo, dar mai mult lasă de suflet. Eu n-am prea văzut nimic pe lacul Pandurașu. Ce au făcut? Un investitor din municipiul Târgu Jiu, de altfel un om extraordinar care creează locuri de muncă, a îngrădit partea din avala lacului, dar cealaltă porțiune lungă de sute de metri este într-o stare deplorabilă. Păi nu, da, doar îngrădit, adică pentru ce? S-ar putea face agrement acolo, mă gândesc. S-ar putea face agrement. Din când în când sau ce se sunt face? Concursuri se de pescuit, dar cam atât. Dar Târgu Jiu altădată se mândrea cu lacurile artificiale, gen de Barcader, gen așa, unde exact oamenii se puteau relaxa. Ce am mai dorit, tot pentru un Târgu Jiu curat, am dorit ca cu sprijinul Ron Silva și al Apelor Române să pornim un program să demarăm un program de replantare și reîmpădurire a terenurilor din aflatele intravilanul Târgu Jiului și în domeniul public. Pentru că suntem deficitari. Pentru a schimba fața orașului de orașii betoane amprentate și celelalte. Deci avem nevoie de aer curat pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru. M-am referit la aspecte mai puțin care vizează locuri de muncă și acest subiect este amplu. Nu vrem să fie decât o simplă promisiune. Considerăm că pe plan local pot fi create în municipiul Târgu Jiu pot fi create locuri de muncă fără un efort financiar mare din partea municipalității. Țin să vă comunic că la ora actuală primăria Târgu Jiu nu are un grad de îndatorare mare care să nu-i permită să fie parte în contracte ce se pot încheia pe viitor, tocmai secunde? Pentru a putea accesa și acum se accesează fonduri europene pentru a putea 5. Dezvolta zona. Mulțumesc! De la început, vecinul meu de platou, domnul Ion Stamatoiu, candidat PSD la primăria Scoarța pentru funcția de primar al comunei Scoarța. Continuăm cu proiectele dumneavoastră legate de această localitate și aș vrea să spunem telespectatorilor faptul că sunteți viceprimar, de ce nu puteți să faceți acum? Sigur, întrebare. Păi nu ești vrei la primărie. Întrebare e bine pusă. O să vă întrebe omul din Scoarța. Explicați-ne. Cetățenii cam știu problema noastră la nivelul localității. S-a funcționat foarte bine. Ce poate face viceprimarul? Are drept viceprimarul, de știți cum este omul de servici al primăriei. Adică le face pe toate. Execută. Teren, la mine în portbagaj găsiți în permanență haine de schimb, cizme și acum pe căldură, că nu se știe pe unde mergem. Deci eu am fost omul de servici. Am mai spuneam eu mai deci, glumă, mai în serios. Decizie, da? Sigur. Asta era ideea. Domnul primar îi mai spunea, domnule primar, am impresia că ai defectul stricat. Tot domnul viceprimar după nu mine criticăm, mai... Nu criticăm. Dar scria domnul viceprimar, domnule, mai sunt salariați, mai sunt membri ai comisiei locale care beneficiază de un spor. Eu n-am beneficiat de acest spor. Înțelegeți? Și mă gândeam că poate, printre altele, mai strecura și din cei care beneficia de sporul acesta, că era bani, 50% la salariu. Sunt bani pentru foarte mulți tineri care au studii și au salariul minim pe economie. Iar și acum vreți să conduceți primăria ca să luați decizii. Sigur, chiar... Bine, decizia Consiliului Local, dar dumneavoastră Consiliul puteți local, face hotărâre. Dar eu, în calitate de primar, vreau să mă implic să iau și aceste decizii. De ce nu punem în posesie cetățenii din zona Bobu, Câmpul Mare, cu izlazul? Au animale, n-au să le ducă. Am avut o discuție cu cetățenii, un grup de cetățeni și cu juristul primăriei și le promit în direct acum că acest izlaz va fi urgent după ce va ajunge primar, va ajunge în posesia cetățenilor, fiindcă este al lor, dar este problema administrației publice locale să intre. Păi și de ce nu e al lor? Sunt niște probleme cu justiția, cu un proces prin instanță care a rămas, s-a implicat indolența, știți cum e. S-a lăsat de azi pe mâine și cetățenii suferă. Deci le promit aici în direct că acest izlaz le va reveni cetățenilor din zona Colibaș. Să vă întreb din partea dânșilor, când? Imediat, în perioada după ce programul meu, eu zic că până, știți, e procedura instanței și, asta, și în câteva an, luni, păi atunci ajung primar să fac la sfârșitul mandatului, nu. Un primar, părerea mea, care ajunge primar, campania și începe a doua zi după ce este primar. Nu, dar rezolvați anul ăsta cu izlazul? Sperăm, în funcție de instanță. Dacă nu, în primăvară, cetățenii o să aibă izlazul la dispoziție. Fără probleme. Sigur, se notează, cetățenii mă văd și vă promit. Vedeți că emisiunea rămâne pe internet. Sigur, toți o pot să acceseze, există internet peste tot. În programul meu am și reabilitarea școlii din Comuna Scoarța. Așa cum spuneam, avem trei școli. Nu se poate ca acum,
la timpul care suntem acum, să avem toaletele la aceste școli la 80 de metri, la grădinițe, avem grădinițe cu toalete la 80 de metri, educatorii cu copii în brațe, adică prin ploaie, prin zăpadă, în curte, haideți. E clar, cum era pe timpurile când nu știam ce e. Fără deci, apă curentă? Nu, la școli avem apă curentă, dar... La toalete? Există, da. Există, dar distanța copiii și... Am solicitat de foarte multe ori în conștiință de Consiliul Local. Chiar este rușinos pentru noi. N-am găsit înțelegerea ordonatorului de credite, adică domnul primar. Sunt procese verbale poate prin care am solicitat... Consiliul Local. Consiliul Local a fost și a propus în Consiliul Local, dar nu s-a materializat. Motivații simple, cu toate că fonduri trebuia puține. Și spun, este spre rușina noastră acest lucru pe care, încă o dată vă spun, am realizat la o grădiniță cu mijloace proprii, o toaletă ecologică, un mobilier de joacă pentru copii, fiindcă nu avem niciun loc de joacă pentru copii. Am promis unor tineri din zona Ceret, de Copăcioasa, că le voi amenaja un loc de joacă cu mini-teren de fotbal. Există un domeniu public al nostru spre o stație de epurare a apei. 10 secunde, ce repede trece timpul. Și dacă tot vorbim de stație de epurare, avem un sistem de apă modern cu canalizare care nu este pus în funcțiune. Recepție făcută acum un an. Sigur! Gata, s-a terminat timpul. Să continuăm. Doamna Violeta Bușnea, candidat PRU la funcția de primar a orașului Bumbejiu. Da, dragi cetățeni, așa cum am mai spus anterior, vă promit solemn și țin foarte mult la acest obiectiv. Dacă voi ajunge primar, vă promit că tot ce înseamnă străzi, ulițe, străduțe, suntem oraș de nivel 3 și indiferent că voi identifica surse din bani europeni, dacă nu, din banii bugetului local, se vor asfalta toate străzile, se va face canalizarea acolo nu există, unde nu există în momentul de față și voi încerca să mai alimentăm cu gaze zona Pleșa, pentru că în zona Pleșa nu există gaze în momentul de față de nicio culoare. Revenind la partea de amenajare peisagistică, v-am spus că sunt în momentul de față niște lucrări, nu s-a făcut amenajare peisagistică de nicio formă. Îmi doresc să avem un oraș cu fațadă europeană și nu doar cu fațadă, ci și cu economie, dar o să detaliem după această tură cum se va face asta. Îmi doresc foarte mult să accesăm fonduri europene, tot prin programul operațional. Îmi doresc să facem atât amenajarea peisagistică, cât și reabilitarea blocurilor. Vreau să vă spun că în momentul de față există două programe vacante pentru reabilitarea termică a blocurilor. Unul este prin programul operațional regional pe axa 3-2 și unul este prin programul național. În cazul programului național, partea pe care o pune proprietarul este de 20% din valoarea lucrării. În cazul programului operațional, axa 3-1, deci rectific, nu este axa 3-2, este axa 3-1. Cota parte pe care o pune un beneficiar este de 25% din valoarea investiției, dar există niște facilități pentru cei care sunt veterani de război, familii monoparentale, oameni cu venituri foarte mici, nu până decât 3,5%. Și este un avantaj pentru grupurile sociale, este bine să accesăm un astfel de program prin programul operațional regional axa 3-1, astfel încât să beneficieze cei cu probleme de niște avantaje, iar pentru ceilalți există programul național de reabilitare termică, se pot depune anual proiecte pe partea asta, nu intră decât 10 blocuri, dar în fiecare an câte 10 blocuri, la câte avem noi în Bumbejiu, în 4 ani de zile le reabilităm. Corect. Și amenajarea peisagistică. Având o fațadă frumoasă, îmi doresc, am vorbit și de partea de infrastructură, pentru că este esențială ca să vină un investitor la noi, în momentul de față îmi doresc să facem un alt parc industrial la Bumbejiu. Există unul, nu ține de Bumbejiu, de Apeleul Bumbejiu, ține de Consiliul Județean. Am intrat și am văzut cifrele economice, au avut niște rulaje foarte mari de vreun 1,6 miliarde cu un profit de vreo 89 de lei, adică nici cât o gogoșerie. M-am uitat și pe declarația de avere a directorilor de acolo și le-am aici, deci pot să vorbesc cu probe, nu fără probe. Așa, nu vreau să intru în niște încrengături din astea în care să mi se pună piedici. Avem suprafață suficientă astfel încât să ne facem un alt parc industrial. Îl vreau la standarde europene. M-am documentat pe legislație și există foarte multe oportunități, ca să zic așa. Avem programul operațional regional AXA 1-1, avem programul operațional de cercetare, avem programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare. Ce înseamnă incubatorul?
Într-un parc industrial, de exemplu, putem să aducem tot felul de firme, putem să aducem și școli, putem să aducem... Deci este o combinație între întreprinzători, parte de ateliere, practică, școală, în care fiecare conlucrează astfel încât să iese un produs finit, să iese și oamenii bine specializați pe anumite domenii și așa mai departe. Cam așa funcționează și clusterele. Și este tot un alt obiectiv de-al meu, am și identificat sursa de finanțare. 30 de secunde. Da, să investim în școala profesională de la Bumbejiu. Este funcționabilă, doar că atelierele sunt foarte vechi. Vreau să retehnologizăm tot ce înseamnă atelierele de acolo, astfel încât să producem, cum să zic, forță de muncă bine calificată la standarde europene, nu cum se făcea acum 50 de ani lucrarea practică, și apoi să ne includem într-un cluster, ce înseamnă asta, să luăm legătura cu anumiți întreprinzători din anumite domenii, să formăm piață de muncă de la noi, de pe băncile școlii, să-i dăm apoi să facă practică acolo și să lucrăm bine. Da. Da. Domnul Constantin Buleteanu, candidat UNPR la funcția de consilier la Consiliul Municipal Târgu Jiu, să continuăm. Da. Ce ne mai dorim și țin cu tot din adinsul ca viitoarea echipă, vorbim despre echipă, pentru că un primar, indiferent cine ar fi, fără o echipă care să tragă alături de domnia sa, nu poate face mare lucru. Pentru că, efectiv, Consiliul Local este forul deliberativ al administrației publice locale și pe acolo sunt, dar cu ajutorul Consiliului Local, numai după o dezbatere publică pe proiecte, poate avea girul concetățenilor de a merge mai departe. Ne dorim așadar reamenajarea zonelor publice din municipiul Târgu Jiu. Cred că a venit timpul și momentul ca oficialitățile din Târgu Jiu să fie mult mai exacte și mult mai atente în cooperarea care există instituționalizată cu Ministerul Transportului și mă refer aici la reprezentanții Cheilor Ferate Române. La 1 iulie 1988 este atestată documentar gara Târgu Jiu, o știm cu toții sau cu nostalgie o ceva aminte din vederi, din tablouri și știm cum arăta gara Târgu Jiu. E, din acel moment în care Târgu Jiu a fost legat la căile ferate din România, din acel moment evoluția societății a dus la o realizare unei gări standarde, dar acum zona este deplorabilă, deja știu eforturile primăriei Târgu Jiu și ale actualor factorilor de conducere de a se moderniza gara, dar se bate pasul pe loc. Mai mult decât atâta, îmi doresc foarte, foarte mult și sunt contemporan unor realizări anterioare momentului decembrie 1989, cunosc situația, vrem ca să se redea Târgu Jiului pasajul subteran construit și pietonal construit, care e închis acum, care este închis și blindat din anul 1990, care făcea legătura între peronul gării și partea de blocuri, acolo unde pot fi amenajate spații comerciale, pot fi amenajate grupuri sanitare atât de benefice pentru oameni, pentru că zona chiar duce lipsă de așa ceva. Pentru a nu intra în conflict cu comercianții și agenții economici care operează în zonă, eu cred că un comerț civilizat și mult mai benefic pentru consumator s-ar putea realiza după ce va fi igienizat și va redeschide acest pasaj în spațiile care pot fi oferite de acel pasaj subteran. Să ne amintim de subteranele de la gara de nord sau subteranele din zona metroului, unde într-adevăr se face un comerț civilizat. Tot vorbim de sprijinul Căilor Ferate Române, în calitate de consilier local, nu numai eu, cât și alți colegi, am atras atenția și am rugat Primăria Târgu Jiu să insiste pe lângă Ministerul Transportului, pendinte cei de la Calea Ferată Română, să se găsească soluția ca pasajul peste Calea Ferată, prevăzut cu bariere manuale, care unește bulevardul Tudor Vladimirescu de partea perpendiculară pe pasarela care traversează orașul, deci o singură legătură, să fie modernizat. Trecerea la nivel de cale ferată la acele bariere manuale se face în condiții deplorabile. Debleul este foarte, foarte periculos. Mașinile, oamenii și mașinile au de suferit. Nu vrem ca prin opțiunea noastră să se reducă 5 locuri de muncă, pentru că efectiv acolo acel canton micuț este angajat cu 5 oameni pe ture și automat, dar să se găsească soluțiile ca să se unească Târgu Jiul de complexul Brâncuștov, să punem în evidență și în valoare până se va face megaproiectul de subtraversare a Târgu Jiului perpendicular pe Biserica Eloi, eu cred că ar fi cazul să descongestionăm circulația pe acest segment.
Da, mai aveți 10 secunde, 9 secunde, un singur lucru mai puteți spune din tot, dacă mai aveți. Dacă nu, vă mai dau un minut în... Da, mai dați un minut pe locuri de muncă, da. Da, da. Bun. 10 secunde trebuie să vă mai dau un minut. Cred, dacă nu mă înșel, suntem la ultima serie, colegii, da? Bun. Păi, atunci să-i acordăm domnului Ion Stamatoiu 4 minute fără 30 de secunde, pentru că ultimele 30 de secunde reprezintă spotul dumneavoastră electoral și este corect și legal să mănânce din timpul dumneavoastră. Exact. Vă rog. Cum vă spuneam mai devreme, cu sistemul de alimentare de la Scoarța. Noi avem apă aproximativ 90% din comună, mai avem câteva sate, Lazuri, Vălenii Mici, Cerătul de Pădure. Este în proiectul meu alimentarea cu apă acestor, fiindcă sunt oamenii noștri și trăim, ne trebuie și nouă apă, casă, toalete și mai departe. Corect. Ce mi-am propus și mă lupt de câțiva ani și sunt aproape sigur că și reușim și sigur voi reuși preluarea sistemului de apă de la Scoarța de către Apa Rece. Am depus toată documentația la Apa Rece. De când am venit din primele zile, de când am venit la primăria Scoarța, am solicitat sprijin și am și găsit la Apa Rece. S-a înființat la nivelul municipiului Târgu Județului această societate și sigur Apa Rece va prelua și sistemul de alimentare cu apă de la Scoarța. O problemă care, mă rog, multe localități au organizat zilele comunei. E frumos, la noi la Scoarța niciodată. Deci, la solicitarea cetățenilor, o aveam și eu ca problemă, vom încerca să organizăm și noi în perioada următoare zilele localității Scoarța cu hramul Sfântul Petru, care este hramul comunei Scoarța. Vă spun că la nivelul comunei Scoarța avem comunitate de rom. Avem aproximativ 850 de romi, oameni care astăzi nu mai sunt aceiași romi care au fost cu furturi, tălării, crime și... Nu, la Scoarța avem o comunitate de romi cu care, sincer, aș putea să vă spun că ne mândrim. Nu mai sunt cei săraci, fără carte și... Nu. Eu, sincer, vă spun, am trăit alături de ei, am participat la toate evenimentele din comunitatea de romi, colaborez foarte bine cu ei, colaborez foarte bine cu cei doi consilieri din partea romilor, consiliul local. Am făcut proiecte împreună cu romii. Am făcut asfaltare pe ferete sempre cu romii. Deci avem o comunitate de romi cu care, sincer, ne putem mândri și cu care ne putem baza și în continuare. Sigur, vom avea 2-3 consilieri în mandatul următor și chiar i-aș dori alături de mine ca să mișcăm și mai bine această comunitate de romi. Ce aș mai dori eu să fac, măcar la centrele fostelor comune, Scoarța, comuna Scoarța este formată din 3 comune, foste comune, Budieni, Scoarța și Bobu. Montarea unor camere de luat vederi, măcar la nivelul acestor centre. Sunt diferite probleme. Mai există furturi de lemne, mai există diferite scandaluri la nivelul centrelor, la discoteci sau distracții. Ei, noi putem cu acest lucru să depistăm și cei care mă aruncă gunoaie la nivelul localității, că mai sunt, cu toate că avem contract de salubrizare cu o firmă de la Cărbunești. Încă o problemă pe care mi-am pus-o și chiar mi-o doresc, deoarece avem ulițele care fac legătură între satele comunei și tarlale agricole forestiere care nu sunt practicabile. Deci voi încerca și sigur voi reuși, deoarece oamenii ocolesc foarte mult cu utilajele pentru transportul acestora și este păcat ca pe drumurile asfaltate să vină cu tractoarele pline cu pământ, noroi, că vine pe tarlale. 30 de secunde mai aveți de vorbit? Deci ultima idee. Aș vrea să susțin activitatea sportivă, culturală și învățământ și, cum am și făcut în această perioadă, voi face premierea tuturor tinerilor din localitate pe aceste domenii, fiindcă merită. Avem tineri buni, avem cetățeni care au copii buni, pentru care vreau să le mulțumesc în direct. Foarte bine. Da, chiar acum trebuie să începem să vedem spotul electoral. Mă numesc Ion Stamatoiu și sunt candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Scoarța. Lucrez de peste 10 ani în administrație, mai întâi la primăria Târgu Jiu, iar din 2012 sunt viceprimar al comunei. Vreau să fiu un primar pentru dumneavoastră, locuitorii ai comunei Scoarța. We'll be right back.
tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumim, regia, și pentru spotul electoral al domnului Ion Stamatoiu. Ne vom lua la revedere la finalul emisiunii. Doamna Violeta Bâjnea, candidat PRU la primăria Bumbejiu pentru funcția de primar. Să continuăm, mai aveți 4 minute. Da, vreau să transmit cetățenilor un mesaj foarte clar. Investițiile sunt baza unei dezvoltări durabile. Fără investiții nu vom reuși niciodată să ajungem niciunde. Trebuie să aveți încredere în oameni care au capacitatea de a realiza investiții, în oameni care au capacitatea de a identifica surse, altele decât poate nu ne permitem la bugetul local, astfel încât să facem ceva. Oameni care să vrea să facă ceva, pentru că atunci când vrei, e imposibil să nu poți. Dacă vrei, poți. Poate nu-ți iasă din prima, poate nu-ți iasă din a doua, e adevărat, cine nu muncește, nu greșește. Dar dacă vrei, poți. În programul meu de lucru, 90% dintre obiective sunt prevăzute a fi realizate cu banii din fonduri europene și vă spun că este o oportunitate pentru că ei mai sunt valabili până în 2020. După 2020 este relativ dacă vom mai avea sau nu fonduri europene. Este păcat să-i pierdem, am pierdut foarte mulți bani și ar fi păcat să-i pierdem și pe aceștia care sunt pe ultima 100 de metri. Am vorbit despre înființarea unui parc industrial la Bumbejiu. Aș vrea să înțelegeți folosul acestui parc industrial. El înseamnă atragere de investitori, înseamnă bani la bugetul local de la acești investitori și înseamnă locuri de muncă. Înseamnă locuri de muncă și înseamnă multe. Există niște facilități pentru cei care vin și investesc într-un parc industrial. Aceste facilități se găsesc în legea 186/2013. Ea este încă valabilă și acum în 2016, m-am uitat. Cred că va fi valabilă și anul viitor și de aici înainte, încă câțiva ani. Sunt foarte multe programe care pot fi accesate și de care poate beneficia atât parcul industrial, da, SRL-ul care gestionează acest parc industrial, cât și firmele care lucrează în parc. Este păcat să nu investim, avem teren suficient și intravilan și extravilan, avem unde să facem și trebuie să facem. Dacă aveți și alegeți oameni competenți, se vor face foarte multe lucruri. Rămânând tot la partea de infrastructură investițională, de care avem de altfel avem nevoie, am prevăzut în programul meu de lucru reabilitarea celor 3 case romane, exact cum vorbeam și cu doamna. Este în momentul de față un programul operațional regional de care v-am mai spus, AXA 5.1. Se pot accesa până la 5 milioane de euro și aș vrea să-i luăm pe toți, pentru că dincolo de cele 3 case romane vreau să includem și Mănăstirea Vișina și vreau să recuperăm și punctul vamal dintre Regat și Transilvania. El este în momentul de față la o firmă care am înțeles că este în insolvență. Vreau să-l recuperăm ca apeleu, să-l trecem în patrimoniu primăriei și după care să-l reabilităm în același proiect cu cele 3 case romane și cu Mănăstirea Vișina. Știm cu toții că peste 50% din tot ce înseamnă Parcul Național de Fileul Jiului este la Bumbejiu. Este un atu, să știți. Nu toți au parcuri naționale și nu toți au zone frumoase ca și noi. Avem plaiurile bumbeștilor, cine a fost acolo știe ce înseamnă agroturismul, știe ce înseamnă frumusețea aia naturală, ce înseamnă plaiul mioritic și așa mai departe. Să știți că străinii caută asta și au început și românii noștri din zonele superaglomerate să caute agroturismul. Vreau să facem infrastructura de la Umesadu până sus la Argele. Eu am fost și am vorbit cu cei de la parc. Foarte puține zone din drumul care duce către Argele e prins de parc și acolo putem să investim. Vreau să facem infrastructura astfel încât oamenii să poată să reinvestească în agroturism și să-ți valorifice acele conace. Avem de asemenea Jiu. Știm foarte bine că în zona noastră e cea mai bună zonă de rafting. Oameni buni, știți cât din țară, exact. 30 de secunde mai aveți. Da, știți cât plătește un om să facă rafting pe Jiu? 2 milioane jumate, știți ce înseamnă asta? Dacă într-o zi vin 30 de oameni, scot bani la bugetul local, într-o zi cât plătește un bloc întreg într-un an de zile. Haideți să ne valorificăm. Condiția ca acești bani să intre la bugetul local. Păi dacă noi investim, noi oprim bănuții ca să... Așa. 5 secunde? 5 secunde, aveam bună gestionare a câinilor comunitari, micirea taxelor și impozitelor. Mulțumesc!
Și vă mulțumesc, da, mai sunt multe de spus, dar da, atât. O să răspundeți direct alegătorilor în campania electorală. Constantin Buleteanu, candidat UNPR la funcția de consilier la Consiliul Municipal Târgu Jiu, ultimele 4 minute, domnule Buleteanu. Și 10 secunde. Deci, a, da, au rămas de la seria trecută, corect. Investitorii au rolul lor, rolul și locul lor în toate orașele, în toate comunele, în toate municipiile. Dar până vor veni investitorii la noi, eu cred că noi credem că este momentul ca noi să facem ceva pentru a crea noi firme care să producă și să preia șomerii și tinerii oștii care își caută locuri de muncă. Cred și sunt foarte bucuros că azi am văzut o știre de ultimă oră care a apărut pe asta pe media, faptul că astăzi prin Camera Deputaților a trecut legea achizițiilor publice, în așa fel încât principalul criteriu care va fi luat în calcul de către administrațiile publice locale la atribuirea unei licitații publice să fie raportul calitate-preț. Iar aici cred că va fi foarte bun pentru noi. La ce ne-am gândit? Ne-am gândit la faptul că vrând nevrând municipiul Târgu Jiu, ca și alte comune, ca și alte orașe, este depozitarul unor bogății foarte, foarte mari, din păcate disgrațioase la prima vedere, adică resturile de plastice aruncate și colectate la groapa de gunoi. Ne dorim înființarea pe lângă primăria municipiului Târgu Jiu a unei societăți comerciale cu capital integral de stat, până când noul parlament va face o nouă lege a parteneriatului public-privat, știm că legea 187 din 2010 este desuietă, nu se aplică, și ne dorim ca această firmă să aibă ca obiect de activitate colectarea, reciclarea și valorificarea produsului finit, granule de polistiren, foarte mult căutate pe piața internă și pe piața externă. Mai mult decât atâta, în municipiul Târgu Jiu, domnul Stamatoiu știe, dumneavoastră știți, domnișoara este mai tânără, am avut 10.000 foiesa, întreprindere de stat, nu fac reclamă acum, este la momentul trecut, vorbim de aia la momentul trecut, care are expertiză și experiență în producerea utilajelor și mașinilor de etichetat mase plastice. Vă spun că am lucrat la mașini alte până în anul 1987 și capacitatea utilajelor produse la Mirfu era de a face tot ceea ce înseamnă borduri de autoturisme și foarte, foarte multe obiecte din plastic. Este una din aspectele care le vrem să le realizăm. Mai mult decât atât, produsul finit, granulele de PVC-ul, pot fi folosite la viitorul agent economic care am înțeles că va deschide o fabrică în municipiul Târgu Jiu pe locul fostului Star Glass, o fabrică pentru confecționarea atât de mult folosită în nailon și mă refer la pentru solarii. Bun. Folie de solarii. Bun. Altceva, și am observat în acest 4 ani de mandat că primăria Târgu Jiu, ca și alte primării, cheltuiește foarte mult, alocă mult de la bugetul de stat bani pentru mobilierul stradal, mobilierul din locurile de pioacă și de agrement. Doresc înființarea unei societăți comerciale cu capital de stat ca să le produce, pentru că în țară sunt destule cazuri de astfel de firme care produc și aduc bani la buget. Ar fi o gură de oxigen și pentru agenții economici care comercializează furnituri și lambriul și material lemnos. Și ce vreau iar să ne propunem, tot pentru crearea locurilor de muncă și cred că cele trei mici aspecte care le-am sintetizat, înființarea unei stații de compost a deșeurilor vegetale. Deșeurile vegetale, mă refer aici la deșeurile din lemn, iarbă, ceea ce se aruncă la groapa de gunoi. Această stație de compost va separa amestecurile vegetale și va rezulta, și după o sortare, va rezulta compostul care poate fi valorificat către firmele care amenajează peisagistic orașul și nu numai. Dacă această societate comercială care va face acest lucru va reuși să amestece compostul cu turbă și argilă provenită din județul Gorj, vom face acel pământ de flori, made in România, made in Târgu Jiu. S-au terminat și prelungirile, așa că, dragi telespectatori, iată, s-a terminat emisiunea de dezbatere electorală din această seară. Mă bucur că invitații mei au răspuns prezent. Și că a venit și PSD-ul, că a lipsit ieri. Vina cui n-a venit. Da? Domnul Ion Stamatoiu, candidat PSD primăria Scoarța din partea PSD, doamna Violeta Bâșnea sau domnișoara? Doamna Violeta Bâșnea.
Că v-am tot domnit toată seara și mă tot gândeam. Candidat PRU la primăria Bumbejiu și domnul Constantin Buleteanu, candidat UNPR la funcția de consilier la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Posibilitatea de a ne adresa cu mare drag, cu mare drag, dragi telespectatori, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem mâine seară cu alți candidați. La revedere!